Aseară, în jurul orelor 18, mai mulți locuitori de pe strada 1 decembrie, zona blocurilor Turn, au alertat pompierii și firma de gaze din Giurgiu pentru că în aer se simțea un miros puternic de gaz. La fața locului s-au deplasat echipaje ale pompierilor de la ISU Vlașca și echipa de intervenție de la distribuitorul de gaz. Odată ajunși la fața locului, au început să verifice zona, fiecare branșament la rețea și a fost ridicat fiecare capac de vizitare al rețelei de gaz. Locuitorii din zonă spun că mirosul se simte de mai mult timp și că nu știu de unde vine. Este atât de pregnant încât cei care ies din blocuri au senzația că în scurt timp vor asista la o explozie. Păi nu noi, nu știm ce să spunem. Eu să știu. Treabă făcută bine, asta este. Simțim în atmosferă gazul, dar nu ne dăm seama de unde vine acest virus. Păi sunt specialiști acolo, sunt auzi. Vorbiți cu ei. Am dorit și noi să fim informați. Aparatele de măsurat nu indicau nicio scurgere de gaz, deși mirosul continua să plutească în aer. Pompierii, pe de altă parte, au stropit cu apă toată zona respectivă și au măsurat și ei, inclusiv gurile de canal de unde se simțea că vine mirosul. După ridicarea capacelor de pe gurile de canal, mirosul dispărea. După canalizare, dar pe canalizare vine, dacă s-a dus în canalizare. S-a dus, nu mai vine acum. La ora 17:40, dispeceratul nostru a fost sesizat despre acest miros de gaze pe stradă. La fața locului s-a deplasat un echipaj de la detașamentul de pompieri Giurgiu, care a asigurat zona și echipajele au fost anunțate, echipajele de la firma de specialitate. Nu s-a confirmat, au fost făcute măsurători, nu s-a confirmat, ne-am retras în scurt timp. După mai bine de o oră în care au cercetat fiecare metru pătrat din această zonă, angajații de la gaze au spus că nu este nicio scurgere și că nu știu de unde vine mirosul. Și-au strâns uneltele de lucru și au plecat. Cert este că oamenii din această zonă sunt cuprinși de teamă de a nu fi martorii unei explozii, pentru că mirosul de gaze se simte mai mereu în aer.